Am avut parte de un weekend extrem de fierbinte, iar mulți dintre botoșeneni au profitat de mini-vacanța de Rusalii și au plecat la munte. Alții au ales să se răcorească în piscinele de la Cornișa. Dar începutul de săptămână a fost la fel de călduros. Astăzi, aproape de ora 11, în municipiul Botoșan se înregistrau 34 de grade Celsius. Oamenii cu greu fac față valului de căldură accentuată. Foarte greu. Prin hidratare cu lichide, stat la umbră, ferit din fața soarelui, în special în perioada 11 până la 16-17, cei care sunt cardiaci suferă foarte greu. La vârsta noastră, care o avem de 68 de ani, de acum trebuie să ne ferim de călduri, de tot. Mai mergem la țară, mai stăm la umbră în livadă, mai muncim, ce să facem? La o terasă, la o bere. Mai mult stăm în casă dacă ieșim dimineața, acum am fost un pic la biserică și ne întoarcem înapoi acasă și nu mai ieșim după amiaza, e foarte rece. În parc mai ieșim iarăși, ori dimineața, ori după amiaza, că suntem liberi. Aveți apă la dumneavoastră tot timpul? Da, sticluța cu apă nu lipsește. Greu. Mai bem apă rece, mai stăm la umbră, mai când e cald prea tare nu stăm, mai mergem în parc. Eu am pălăriuț, că eu am probleme cu inima, am stent, am mai multe probleme. Cum dacă am ieșit la biserică, stăm un pic la aer, dar nu, eu de soare mă feresc. Mai la umbră, mai strict trebuie să ieșim ca să cumpărăm, n-avem ce face, dar mergem prin parc, mai răcoare așa. Oricât de mult ați iubi soarele, este indicat să vă feriți cât mai mult de el. Pentru zilele toride, medicii recomandă să evitați expunerea la soare între orele 11 și 18. Purtați pălării de soare, haine lejere, confecționate din fibre naturale, de culori deschise. Beți zilnic 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. Specialiștii recomandă să consumați un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Nu consumați alcool și evitați băuturile cu conținut ridicat de cafeină sau de zahăr. Este indicat ca în zilele de caniculă să consumați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă. În perioada următoare, vremea va fi instabilă, iar meteorologii au emis un cod galben pentru județul Botoșani. Astfel că până mâine la ora 10 sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificarea vântului și chiar grindină.